Mircea Ștefănescu, Viața ca o iluzie. Generația mea a crescut pe un proces de dizolvare, urmat de nerăbdarea unor schimbări rapide. Un cutremur dărâmă o casă. E o împrăștiere nu numai a pietrelor, ci și a pietrelor umane ce formau casa în înțelesul ei simbolic, a membrilor familiei. În cel mai bun caz, când familia se unește într-un efort comun pentru refacerea căminului distrus, totul va fi aranjat altfel, pentru că pe fiecare ruină omul e stimulat să creeze o viață nouă. Mobilele, chiar aceleași, vor fi altfel împărțite, odăile altfel distribuite, etc. După cataclismul unui război, fiecare crede că a descoperit un sens nou vieții și, bineînțeles, unul nou literaturii. Unii îl caută la nivelul solului, alții privesc cât mai sus. Dar fiecare generație își are trupul și sufletul ei, mintea și lecturile ei, năzuințele, îndrăznerile și truismele ei, preocupările, înălțările și scăderile ei, aventurile, credințele și hotărârile ei solemne, geloziile, invidiile, trădările, admirațiile, intrigile, răzbunările și iubirile, sinuciderile ei. În fine, obrazul ei lăuntric, fără mască, și cel vizibil, cu sau fără mască. Ideea teatrului reîncepea să mă obsedeze. Teatrul văzut prin actor. Nu mă gândeam să scriu teatru. Vedeam doar jocul, fiindcă viața era pentru mine un joc. Poate că din pricina asta am ajuns până la urmă scriitor de teatru. A fost jocul în firea mea. Nu știam dacă am sau nu talent actoricesc. Știam că n-am cap de juneprim, pentru că mama, în mare ei sinceritate, comparându-mă cu fratele meu care moștenise ceva din frumusețea bunilor noștri materni, mă asigurase de copil că bărbatul trebuie să fie doar puțin mai frumos ca dracul. Mă gândeam însă la comedie, fiindcă figura mea se preta la o mimică foarte variată. Deci, hai la teatru! Au plecat, Radule. Suntem singuri. Da, Luciana. Mama nu vine sus și nici nu știe că sunt aici. Mihai a plecat cu Viorica. Da, frumos din partea lui, n-am ce spune. Suntem atât de singuri, Radule, încât pot să-ți spun ceva. Spune. Credeam că sunt doar o fată urâtă, înarmată. Dar nu sunt decât o fată proastă, dezarmată. Gata să nu mai caute să afle de ce se face cu ea o glumă amară. Și ar fi păcat, Radule. Dar de anișoara nu e păcat. Și trebuie să plătesc pentru anișoara? Dar ce-i fi zis sau ce-ar fi zis mama ta dacă ți s-ar fi întâmplat același lucru? Mă întreb singură ce aș fi zis. Vezi, dacă mi s-ar fi întâmplat și mie la fel, eu cred că n-aș avea resentimente pentru viață. Bun, nu vrei să-mi spui de ce ai venit la noi? Ca să-ți spun că te iubesc. La ora asta? Da, am ales o oră la care toate pisicile par de aceeași culoare. Ah, ești foarte bine dispusă. Mărturisesc că da. Ai un motiv special? Mărturisesc că nu știu. Când am intrat aici, nu l-aveam. Acum însă presimt ceva. Serios? Ce? Am impresia că mă transform în pisică. Ah, te atingi și pe tine nebunia generală acasă. Poate. Simt că-mi cresc ghiare. Parcă aș fi mai stăpână pe mine. Parcă am ceva acum cu care să-mi pot scormoni în gând sau în instinct ca să-mi găsesc, cine știe, poate chiar fericirea. Îmi vine o idee. Serios? Mm-hmm. Care? Pot să o spun cu glas tare? Da, e o idee ciudată. Dacă ți-a venit, spună. Dar să știi că acum i-a venit. Nu avusesem nici ieri, nici azi dimineață, nici în cei 4 ani de facultate. Ascultă, Radule. Da. Ce-ar fi dacă în casa asta cu 2 fete n-ar mai fi mâine nicio fată? Mă provoci? Cred că am început să ne urâm atâta, Radule,
încât ideea asta ar face bine la toți. Luciana, unde vrei să ajungi? Dar tu? Spune exact ce gândești, nu te opri. Maică ta, Elenca. Da. Mă urăște, Radule. Și știi de ce? Văd că știi. Dar ce sunt eu de vină dacă mie nu mi se pot întâmpla accidente? Hă? Nu jura prea mult nici pentru tine. Eu jur de necaz, Radule. Să știi că până la urmă o să dau afară. Mai ales că mi s-au răcit și obrajii. Nu, e clar, tu ai farmecul tău. Spune, dragul meu, spune mai departe. Hai să mă enervez. Ce bine că provoc și eu o reacție bărbaților. Îi enervez. Să nu te crezi prea bine în armată. O, la fraza asta nu mă așteptam. Sunt măgulită. Da, pot să fii, fiindcă, nu știu, furia mea sau impertinența ta. Da. Trebuie să recunosc, te face mai frumoasă. Dacă mai îmi spui odată adjectivul ăsta, îmi pierd mintea. Vezi să nu ți-o pierzi în brațele mele. Dar bine, omului Dumnezeu, tu crezi că eu aștept altceva? Luciana. Ce? Să știi că sau te sărut, sau te bat. Amestecă-le. Ce? Acum, ce nu vrei? Eu, vezi, iar nu vreau. Formidabil. Închipuie-ți, dragă, că și noi, urâtele pământului, putem face mofturi. Mă înțelege femeie, Elena, dacă poți. Da, adevărat că este imposibil. În orice caz, bine că nu ne-a văzut Elenca. Oh, ar fi suferit dacă mă vedea atât de virtuoasă. Luciana, acum ai fost rea. M-am înrăit, Radule, recunosc. Dar ce să fac și eu când a început lumea să-mi spună în față că sunt urâtă? Da, când mi-o spuneam numai eu și ceilalți drăguți tăceau, mai mergea. Mi-ai spus că mă iubești. Da, dar numai pentru mine, prostule. Nu și pentru tine. Și nu mă lasă te sărut? Ba da, dar nu încă. Dar de ce? Ei, de ce? Știi de ce am venit aici? Nu. Mă săruți după ce vei afla de ce am venit aici. Perfect, bun, hai spune mai repede. Nu, dar dăm drumul că nu fug. Sigur? Dar ce sunt nebună, de 10 ani aștept să mă săruți. Atunci nu-ți dau drumul pentru că ești femeie. Fată. Și ești în stare să te răzgândești în ultima clipă. Luciana. Da. Spune de ce ai venit aici. Ca să-l împac pe Mihai cu Anișoara. Oh. Și care e adevărul cu Mihai? Abia seară mi-a mărturisit ce s-a întâmplat de ziua lui. Ce e cu Viorica? Nimic. Știi că Mihai a fost adineaur aici? Uh-huh. Că ne-a sfidat cu Viorica? Da, sigur, știu. Dar pe urmă i-a părut rău. Adică v-a să zic că ne-a mințit? Da, a mințit. Aha, vezi? Eu am fost sigur că atitudinea lui a fost mincinoasă. Dacă ai ști, Luciana, dacă ai ști. E, acum mă simt iar un om bun. Văd. Acum ce faci? Deci... M-ai aflat de ce am venit aici. Luciana, spune de ce ești tristă. Nu te bucuri și tu pentru... Nu? Nu? Nu, Radule, pentru că te-am mințit. M-ai mințit? Da. Ia ascultă, Lucian. Adevărul e că venisem să vorbesc cu Anișoara din proprie inițiativă. Da? Voiam să-i spun că Mihai nu trebuie lăsat prea liber, fiindcă Viorica... Viorica ce? Acum nu minți? Nu! Dovada e că nu știu nimic din ce s-a petrecut adineaur între tine și Mihai. Păi tu n-ai vorbit adineaur nimic cu Mihai? Am înțeles că era prea târziu, atât, că totul e zadarnic. Ticălosul! Iar când a venit jos, ne-a spus doar atât, că l-ai chemat sus și l-ai sărutat. L-am sărutat? Mm-hmm. L-am pălmuit, fetițo! L-am pălmuit! Da? Ia, domnișoară, e vorba încoace. Spune-mi, de ce m-ai mințit? Ca să văd cât mă mai iubești tu. Dacă nu mă mai urăște Elenca. Și la ce convingere ai ajuns? Că acum mă iubești din nou. Aha. Degeaba glumești, domnișoară. Degeaba, fiindcă eu n-am să te sărut în glumă. De asta sunt sigură. Nu mă săruți ca să glumești. Uh-huh. Mă săruți fiindcă ai descoperit că mă iubești, nu? Poate că da. Dar în orice caz, te doresc. Mă urăști destul ca să te las să mă săruți?
Nu te-am cunoscut până azi. Adevărul e că te văd altfel. Nu deveni sentimental. Nu e nevoie să mă convingi. Știi, Radu, eu merg ca o corabie părăsită, fiindcă vântul e mai puternic decât ea și fiindcă n-are de ales între uscat și mare. Eu? Da, două limanuri ale morții. Dar pe unul, moartea o surprinde lâncezind, pe celălalt răstoarnă vântul largului. Ah, Luciana, ești enigmatică. Nu semeni cu nicio femeie. Te miri? Însă șcăderea mea e o întrebare aruncată naturii. Nu căuta să răspunzi tu. Nu e treaba ta când corabia se sfărâmă de stâncă sau alunecă la fund. Tu nu poți să-i dai nici altar, nici împărtășanie. Privește-i doar pânzele, că s-au întins. Luciana, nu vorbești ca o fată. Nici nu mai sunt. Ochii tăi, voința ta, gândul tău cel mai ascuns, mi-o smuls podoaba. Luciana, spune-mi că mă iubești. Te iubesc. Spune-mi că mă dorești. Te vreau. Ai dreptate. Spune-mi că sunt frumoasă. Dar uite-te în ochii mei. Sunt frumoasă. Să știi că ești frumoasă. Acum ne-am înțeles. Și pentru mine nu e nevoie să te razi. Da, e drept, sunt acum de două zile. Da, nu știe nimeni, Radule, nu știe. Sper. Nimeni. Și eu știu că te-ai gătit pentru mine, fiindcă mă iubești. Da. Fiindcă mă vrei și fiindcă sunt frumoasă. Da. Radule, ce vedem noi nu vede nimeni. Nimeni. Invitații au plecat fără să vie. Muzica a încetat fără să cânte. Îngerii au căzut pe nas fără să ție trena miresei și pe lumea asta s-a petrecut o minune așa cum nu știu să o facă decât oamenii atunci când stau cu un picior în groapa fericirii și îl coboară și pe celălalt alături. Ce e, Mihai? Ce să fie, Luciana? Am simțit că te uitai așa la mine, lung, din șezlong. Păi, fluidul. Care fluid? De care îi spuneai odată că există între noi. A fost odată, Mihai. Ai dreptate. Totuși, hai să-ți fac un compliment. Dar ce e cu tine? Văd că îmi pui o întrebare. Tu știi că te-ai făcut fată, drăguță? Aștept complimentul. Dar asta ce a fost? Tot întrebare. Ai prins și culoare, ia uite. Ai ceva de pâine care iese din cuptor. E, atunci sunt în progres? Înainte eram ca o pâine care aștepta la ușa cuptorului. În rezumat însă, tot pâine. Cu deosebirea că acum faci poftă de mâncare. Hai, nu fi idiot. În schimb eu... Da, tu iar n-ai dormit toată noaptea. Pe unde umbli? Luciano, am... Ce? Chestiile mele. Știu eu chestiile tale. Femei, băutură, numai facultate, nu? Ce înapoiată ești. Am alte chestii. Care? Noi care, dar nu poți să le discut, draga mea, cu toți proștii. Bun, atunci să schimbăm vorba. Păi să schimbăm. Da. Ia uite, portretul tatălui. Văd că a rămas aici. Da. De ce, pe tata nu-l strângi? Vai, Mihai, pentru tine portretul tatei a devenit un obiect. Pe tata nu-l strângi? Nu, Mihai, nu-l strâng încă. Vreau să plece ultimul dintre zidurile pe care le-a ridicat. Dar de ce nu pui tu asta pe muzică? Fiindcă ar fi o melodie, Mihai, de care ți-ai aminti mai târziu și te-ar mustra pentru trecut. Fetiță, trecutul nu mai e la modă. Generația mea
A terminat cu el. Crezi că nu o să-ți mai amintești niciodată de Anișoara? Ea a fost de vină. Ai, nu fi laș, Mihai. Ea m-a ocolit pe mine. Da, dacă te-a ocolit, a fost din revoltă că a trebuit să ți se dea ca să nu te piardă. Și din decență. Ai mai pomenit tu, femeie, care să nu se plângă că nu e înțeleasă? Da, tare vă mai credeți complicate și enigmatice. Mihai! Voi, bărbați, nu pricepeți uneori micile probleme pe care și le pun femeile și din care își fac adevărate drame intime. Parcă vă aud ironizând, încă una care are o problemă sufletească. Mihai, o femeie care iubește e cel mai mare inventator de probleme, da, de mărunțișuri, da, de enigme. Și să știi, Anișoara s-a închis în ea. Tu la fel. Da. Și acum... peste jumătate de oră, casa asta se desface pentru totdeauna. Unii o pornim la dreapta, alții la stânga. După camioane! Vedeți să nu uitați vreo cratiță, ca să nu vă mulțiți problemele sufletești. Mihai, ia seama la ce-ți spun. Întreaga viața Anișoarei poate să fie victima unei copilării. Da. N-am văzut-o decât foarte rar, fiindcă se ascunde. Dar... e ca umbra peste care trece soarele și care pălește din ce în ce până se pierde de tot. Iar noi n-am fost în stare să o ajutăm. Îmi pare rău. Îți pare rău? Îmi pare foarte rău. Dar acum e prea târziu. Pentru o femeie care iubește, Mihai, niciodată nu e prea târziu ca să poată ierta. Dacă găsești cuvântul cu care să-i redeschizi inima. Luciana, nu voiam să-ți spun încă, dar... dar? Înțelegi că eu... da? Și cu Viorica... bine, asta am înțeles mai de mult. Totuși, poate că Anișoara... Nu. E mai serios. N-am vrut să se știe cât timp mai eram în casa asta. Pricepi de ce? Da. Eu m-am și logodit cu Viorica. Mihai! Da. Piata, Anișoara! Să nu-i spui încă mamei. Bine. Bine, nu-i spun. Cred că nici de Anișoara nu știe. Hmm? Nu i-ai spus? Ce? Păi de chestia mea cu ea. Da, 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 de chestia ta cu... vai, Mihai! Luciana, i-ai spus sau nu? Nu i-am spus. Oricât de inconștientă ar fi devenit mama, cred că asta nu ți-ar ierta-o niciodată. Ascultă, Mihai, acum 3 luni, în seara în care te-ai certat cu Radu, era ceva între tine și Viorica? Când m-am certat, nu, dar după ceartă, da. Aha, va să zică? Totul a depins de o clipă, de un moment de întârziere. Mai clar. Mihai, m-am dus să vă împac, dar erai plecat cu Viorica. Așa e viața. Așa, toți am fost egoiști. Ne-am înlănțuit în drama asta numai cu ce a fost în noi, fără să privim la Anișoara. Din inconștiența mamei s-a născut ura Elencă, iar din ura ei pornirea lui Radu, din pornirea lui rătăcirea ta și egoismul meu. Egoismul tău? Da. Acum știu, era prea târziu. Totuși, atunci nu eram sigură și m-am gândit mai mult la mine. Tu știi ce spui. Da. Îmi vorbeam mie, Mihai. Problema... sufletească. Da. Auzi, Luciana, de ce nu ești și tu ca mama? Da, de ce nu ești și tu ca tata? Întrebări zadarnice. Noi am fost toți legați de destinul casei noastre. Mă gândesc cu groază la destrămarea noastră de azi încolo. Tu nu vezi altceva în clipa asta decât destrămare? Mihai, văd ce rămâne de pe urma casei. Moloz! Moloz! Primejdia ne-a înarmat numai egoismele. S-a desprins o singură cărămidă din casa asta și toate zidurile s-au ajutat între ele să cadă. Iată-ne pe drum. Și acum încotro. Păi, fiecare după capul lui. Eu știu încotro. Tu? În ce direcție bate vântul azi dimineață? Înapoiată. Înapoiată. Rău de tot mai ești, Luciana.
Până în iunie, fetițo. Da. Venim la putere. Veniți la putere? Noi. Cine? Ce vrei să spui? Asta, că venim la putere. Și dacă vreau, da? Dacă primesc, mă fac și profuniv. Ce te faci? Profuniv. Sau descifrând pentru analfabeți, profesor universitar. Oh. Numai că nu primesc. Oho, visez mai sus. Probabil. Fiecare la locul lui. The right man in the right place. Da. Tu aiurezi, Mihai? Nu, fetițo. Sunt realist. Și dacă vrei să știi ceva mai mult, poftim. Conduc un grup. Faci politică? Da, fac politică. Ești rătăcit rău. Țara, fetițo, țara e rătăcită. Și vrei să o îndreți tu? Eu și alții ca mine. Ai umor fără să vrei. Dacă și ceilalți sunt ca tine și nu pot fi altfel dacă îi conduci. Și vai de biata țară. Mihai, ce laș ești. Fii atentă, bagă de seamă. Laș când dai vina pe anișoara. Laș când fugi de muncă și de carte ca să îmbrățișezi aventura. Laș când săruți pe mama ca să-ți încurajeze rătăcirea. Ești laș când ți-e frică de ochii tatălui, fiindcă te trag la răspundere. Și tu, tu vrei să conduci țara. Tu care nu știi să te conduci nici pe tine. Tu care pui la temelia tinereții tale o imoralitate gravă. Ce spui, draga mea, care? Chestia ta cu anișoara. Pa, ca să vezi ce cap ai. Anișoarei nu-i fac decât un bine. Bine? A început să miroasă rău a război în Europa. Ce tot spui, decât să rămână văduvă de erou, mai bine mă uită de acum. Aha. Ai înțeles? Da, Mihai. De data asta am înțeles. Ce? Că anișoara n-a pierdut nimic. Că tu ai pierdut totul. Na! Da. Salutare și bonjour. Am uitat să-mi iau adio de la dumneaei. Adio. Casa asta. Adio, vechitură. Adio. Și n-am cuvinte. Bună dimineața, Luciana. Bună dimineața, Radule. Sunteți gata? Da, voi? Aproape. Ce mai faci? Venisem să-mi iau ziua bună. Pot să o văd pe Mari? Da, imediat. Nu, stai. Nu ești grăbit? Nu. Ah. Uite, pune servieta acolo, acolo jos, unde? Da, mea. Da. Așa. Ai lucrat mult? Da, sunt mulțumită. Am scris mai bine de jumătate din carte. Proiectul tău? Da, prezint în termen. Sunt mulțumită și pentru tine. Văd. Se vede? Da, e un aer, într-adevăr, mulțumit. Da. M-am mai îngrășat, nu? Parcă, așa, puțin. Împriește lucrul. Da. Și tu pari mult mai odihnit. Viață de interior. Da. Știi? M-am pregătit aproape complet pentru capacitate. Nu mai vezi bune. Vrei să o chem pe mama? Nu, Luciana, ascultă. Sunt numai urechi. Aș vrea să-ți vorbesc. Ce mai face anișoara? Tristă. Să știi că n-a pierdut nimic, Radule. Bineînțeles, afară de iluziile ei, dar spuneți în fiecare zi că n-a pierdut nimic. Mihai e complet rătăcit. Dacă aveam bani să ne mutăm mai de mult, era mai bine pentru ea. Și pentru ea, și pentru Elenca. Pentru mama nu știu. Dar de că nici eu n-am vrut să ne mutăm, asta e adevărat. Am fost egoist. Tu? De ce? Tocmai. Vreau să-ți explic. Explică. Luciana. Da? De ce fugi de mine?
De când? Știi bine de când. Radule, a fost o poveste. Da, o poveste care s-a născut și a murit între noi. Poftim? Numai viața are martori și continuitate. Dar purtarea ta e complet ilogică. N-o crezi fără precedent în istoria vestalelor moderne? Ah. Poveștile n-au logică, Radule. Numai viața e programată, lipsită de fantezie. După o pagină de viață scrii va urma și apoi trăiești încă o pagină la fel, încă una și încă una, tot romanul. Și când închei foiletonul, înțelegi că puteai foarte bine să pui punct după prima pagină, fiindcă tot n-ai adăugat nimic. Atunci, din clipa aia, s-a terminat totul între noi? Care totul? Luciana, ascultă. Te ascult, dragă. Cum să-ți explic? M-am frământat 3 luni. M-am întrebat, am izbutit să fiu sincer față de mine. Luciana, da. Te iubesc. Și ce vrei de la mine? Vreau să fii nevasta mea. Ai un haz nebun, Radule. Da? Spune-mi de ce. Știam că fugi de însurătoare. Mi-ai spus-o în clipa cea mai nimerită. În care clipă? Nici nu puteai să alegi una mai bună. Acum 3 luni, în clipa în care îmi dădeai să înțeleg că vrei să mă ai. Iartă-mă, Luciana, îmi pare rău. Atunci eram alt om. Da, eu am rămas aceeași, Radule. Cu ceva în plus. Ce? O mulțumire. Mai plină și mai adâncă decât tot ce am visat. Iartă-mă, dar nu înțeleg, nu înțeleg nimic. Dar văd în adevăr că e o mare deosebire între tulburarea mea și liniștea ta. De unde îți vine atâta seninătate? Dinăuntru, Radule. Da. Ești atât de fericită încât, da, eu am să plec. Și poate nu ne mai vedem niciodată? Putem să ne vedem oricând. Dar nu pot să-ți fiu, Radule, nici nevastă, nici amantă. De ce? Ai spus că mă iubești. Da, Radule, te iubesc de mică. Și ai știut-o totdeauna. Dar n-ai știut niciodată cât am suferit. Luciana. Nu te îndoi așa, Radule. În seara aia am venit sus cu un gând bun pentru cei 2 copii certați. Și am înțeles că împrejurările îmi dau pentru prima oară prilejul să fiu provocată. Da. Dar, Radule, pentru prima oară în viața mea trebuia să mă apăr împotriva ta. Dacă ai ști cât m-am simțit de femeie. Îți amintești de ghearele de pisică de care spuneam că îmi cresc în seara aia? Am retrăit totul în minte. Îmi creșteau ca o compensație. Trebuia într-o zi să se inverseze 2 roluri și să-mi iasă și mie șoarecele înainte. După 3 luni, da, șoarecele ăsta poate să spună că l-ai prins. Dar poate să-mi spună de ce s-a lăsat prins? Vezi, Radule, da, m-am strecurat prin drama altora. Aș fi fost în stare să inventez orice și să-mi fur fericirea, chiar cu prețul josniciei tale. Eram exaltat atunci, am fost pe jumătate inconștient. A fost cu atât mai inutil ce ai făcut, cu cât mama mea nu cunoaște nici azi adevărul dintre Mihai și Anișoara. Adevărat? Nu ți-am condamnat nici atunci intenția. Știu că există în oameni un fel de altruism rău. Să facem bine unora cu răul altora, da. Dar rezultatul, Radule, a fost ceva care te-a ros și mai mult. N-ai avut nici măcar curajul să-i mărturisești mamei tale ce ai făcut pentru ea. Ai avut curajul ăsta, spune? Nu, n-am avut. Și iată cum purtarea ta față de mine a fost de 2 ori inutilă. Iartă-mă, Lucia. Iată cu ce gânduri ai răsplătit o copilărie și o adolescență care n-au fost pline decât de tine. Nu-mi cere să uit asta atât de ușor. Dar acum te iubesc, Lucia. Da, m-ai luat din ură. Și azi nu mă mai urăști. Știu, Radule.
Luciana, te iubesc. Știu, m-am purtat cu tine ca un nemernic, dar sunt convins că în exaltarea mea de atunci era fără să știu un grăunte de însuflețire curată, care a rodit mai târziu în inima mea în atâtea nopți în care m-am mustrat singur pentru ce am făcut. Luciana, iartă-mă și crede-mă. Dragul meu, Radu. Tot gândul meu astăzi, Luciana, este să ajung la tine. Cu gândul ăsta am muncit în ultimele 3 luni. Nu vreau să ne despărțim. Nu pot să rămân singur, Luciana. Și nici tu nu trebuie să rămâi singură. Eu nu mai am nevoie de nimeni, Radule. De azi nu o să mai simt nici lipsa casei. Eu mi-am mutat casa în mine și am acum un cuib pe care nu-l poate întrece nicio construcție omenească. Îmi vorbești în enigme? Oh, nu, nu. Pe lumea asta pot să existe minuni, dar nu există enigme. De ce nu te uiți mai bine la mine? Cum adică nu mă uit mai bine la tine? De ce nu simți ce lucru minunat se petrece în mine? Nu vezi că trăsăturile mele s-au schimbat? Că ochii mei sunt mai limpezi și mai luminoși? Că obrajii mei se aprind și se rumenesc de o flacără care vine din mine, care crește în mine cu fiecare ceas, cu fiecare clipă? Luciana... Ce? Luciana, am priceput. Ai priceput, Radule. Dar nu te bucura zadarnic. Să nu mă bucur pentru copilul meu. Al tău? Da, e copilul nostru, Luciana. Al nostru? Ce vrei să spui? E copilul meu, Radule. Cum? Înțelegi? Da. Cum? E al meu, numai al meu, Luciana, numai al meu, numai al meu. Eu, ce am sădit în mine, am sădit numai prin voința mea, prin toată luciditatea cu care m-am dat atunci când știam cu ce gând mă luai. E o nebunie ce spui. Nu pot să-ți dăruiesc ce a trebuit să fur. Nu pot să împart ce a fost făurit numai de iubirea mea. Dar viața, Luciana, nu-ți dă dreptul să faci așa ceva. Viața? Care-i viața? A celor din jurul nostru, a? A femeilor dorite și răsfățate pe care le duce covorul fermecat de la altar la patul de nuntă? M? Da, ele pot să-și împartă copilul, fiindcă unirea lor a fost binecuvântată. Pe când eu, Ratule, eu port în mine un fruct pe care mi l-am cules prin fraudă. Înțeleg, Luciana. Vrei să te răzbun pe mine? Asta este cea mai odioasă dintre răzbunări. Nu, Radule, nu. Mi-e martor Dumnezeu că nu o fac din răzbunare, ci dintr-un sentiment de dreptate. Luciana, dacă am făcut o greșeală, dacă am fost rătăciți, de ce nu vrei? De ce nu vrei să reparăm totul așa cum e firesc, cum e omenește? Pentru că ce a fost pentru tine o greșeală, o rătăcire, a fost pentru mine o împlinire lucidă. Toată răspunderea e a mea, Radule, a mea. Nu știu. Zău, am impresia că unul dintre noi doi nu e normal. Mă uit la tine cum te strângi și cum te închizi peste ceea ce numești cu atâta mândrie păcatul tău. Fiindcă îmi iubesc păcatul, Radule, da. Te am aici, da, așa cum te voiam. Numai cu ce e bun în tine. Cu ce am cernut prin iubirea mea. În fine, ești al meu. Ești al meu pentru toată viața. Luciana, nu înțeleg. Ce nu înțelegi? Adică mă iubești atât de mult și totuși vrei să te desparți de mine. Nu înțeleg. Da, Radule. Pentru că tot ce a rămas în afară de mine nu mai e decât umbra omului pe care l-am iubit. Bine. Bine, Luciana. Atunci... Zidarul, mai bine așa. Hai, domnule, dărâmă casa asta. Lovește-o bine să nu mai rămână nimic din ea. Dar ce v-a făcut de urât așa? Am iubit-o prea mult și ne-am prăștiat. Nu o blestemați, că din blestem nu se ridică alta. Începeți acum? Numai să ne dați voie, domnișoara, și începem. Da. Lasă-ne numai o clipă să ne despărțim de ea. Bine, domnișoara.
Da. Luciana... Da, Radu. O să-mi dai voie să te mai văd? Da, Radule. Dar lasă să mai treacă puțin timp. De ce? Să mai ieșim din haos. Aș vrea să vină ziua în care să te pot înțelege. Poate atunci o să mă simți mai aproape de tine. Acum sunt complet nedumerit. O să mă înțelegi, Radule. Cum să te înțeleg? Nu mi-ai spus decât cuvinte de iubire și totuși... Pentru că te iubesc. Cu bine, Radule. Da, hai, domnișoara, putem începe? Da. Dar plecați, că apoi începe să pice molozul și... Da. Bun. Poftim. Mă iubești? Și totuși pleci singură. Nu, Radule, nu. Nu plec singură. Ai uitat ce ți-am spus? Plec cu tine. A plecat, domnișoara. Hai, ia-o țigară, moșule. Mulțumesc. Numai aici se așează în fiecare noapte. Pe locul pe care a fost sălcâmul. Sunt 3 săptămâni de atunci. Așa o să fie mereu, domnișoară, până s-o împlini 40 de zile. Ca sufletele morților. Sufletele morților sau ale viilor sunt tot una. Și gândurile noastre sunt stafii care aleargă noapte încoași încolo. Crezi, moșule? Sufletele morților, gândurile viilor. Sunt duhurile casei care se adună aici în fiecare noapte. Dumneata, de ce vii? Eu? Nu știu. Nu pot altfel. Neliniștea l-aduce pe frățiorul dumitale. Crezi că-l mustră cugetul? Cugetele lor se mustră între ele. De ce m-ai lăsat singură când trăiam numai pentru tine? De ce n-ai făcut totul să mă dezmeticești când binele nu putea să învie decât de la tine? Sufletele lor s-au despărțit certate și acum se întâlnesc aici să-și vorbească, să se ierte, să se împace și să se aștepte. Să se aștepte? Își dau întâlnire pentru mai târziu. Dar crezi că el simte la fel cu dumneata? Noaptea vine aici, da, dar ziua uită și calcă mai departe pe drumul lui rătăcit. Sufletul e mai curat noaptea decât ziua. Pentru că e mai singur. Ziua, frățiorul nu umblă cu pașii lui. Îl duc vânturile care încurcă azi toate căile lumii. Dacă vine aici, e fiindcă simte că duhul anișoarei a rămas în zidurile astea, sub care am găsit-o adormită. A prins-o moartea în somnul pe care și l-a dat singura. I s-a sfârșit viața odată cu viața casei. Peste tot ce a fost, se întinde durerea ei. Nu, domnișoară. Peste tot ce a fost, se întind ramurile dudului care a început să înverzească. Dar mâine, moșule, mâine îl doborâți și pe el. Eu dărâm de 40 de ani, dar tot eu zidesc. Pe același loc sau în altă parte. Uneori cu aceleași cărămizi, care se alătură altora pentru o casă nouă, pentru un nou răstimp de viață. Ești înțelept, moșule. Sunt bătrân, domnișoară. Și în meseria mea ai timp să te gândești. Când dau cu târnăcopul,
Eu mă gândesc ce o să fac mai târziu cu mistria. Și atunci pricep că viața e fără de sfârșit. De când te cunosc, mi-ai dat mult curaj și m-ai făcut să văd altfel viața. Prin dumneata simt cum vin până la mine gândul și voința și îndemnul tatii. El a construit și a plantat și a pus gândul la temelia casei. Spune-mi totdeauna când dărâmi, cauți sub ultima piatră sâmburele din care a răsărit casa? Pământul ascunde toate durerile și toate nădejdile noastre. Atunci... Hai, întreabă, domnișoară. Dumneata, căruia nopțile astea m-am spovedit ca unui preot, spune-mi ce să fac. Trupul dumitale e și el un bulgăre de pământ care rodește. Nu face o taină din bucuria pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu? Rodul ascuns crește la întuneric și nimic nu crește viu și drept dacă nu crește între pământ și cer. Redă-i rodului soarele și soarelui mulțumirea să-și încălzească rodul, fiindcă fără el pământul ar fi un sloi de gheață. Înțeleg. Dumneata ești pământul, dar el e soarele. Am înțeles, moșule, și îți mulțumesc. Uneori soarele apare și noaptea. Vino, Radule, te așteptam. Mă așteptai? Da, știam că o să vii. De ce nu te apropii? Știam că ești aici. Am trecut adesea. Da. Am aici un prieten bătrân, bun și înțelept. Bună seara. Bună seara. Amândoi te-am văzut trecând. I-am văzut pe toți, așa cum arată fiecare numai noaptea. Mihai răscolit, mama speriată, Helenca împietrită ca un blestem. Dar tu, cum ai simțit că noaptea asta trebuie să te oprești? Nu știu. Știu eu, Radule. De ce nu te apropii? Sunt unii oameni, domnișoară, înfricoșați, ca și păsărelele. Așteaptă să le dai, da. Când se apropie să ia, li se pare că fură. Apropie-te, Radule. Dă tot, domnișoară, și numai atunci ai tot. Ca pământul și ca Dumnezeu. Ei, noapte bună, copii. Noapte bună, moșule. Stai un pic. Moșule, ai mai găsit vreo comoară? Un firicel de iarbă. Cum a putut să răsară acolo? Ei, putea să răsară mai încolo, într-o grădină unde avea viață lungă până în iarnă, dar n-a fost sigur că va răsări și atunci s-a oprit aici. Oriunde, nu mai să apuce să trăiască. E înțelept, bătrânul. Da. E ca timpul, Radule. Acum știu de ce m-am oprit. M-ai iertat, nu? Da. Am învățat să caut în adânc, acolo unde sunt toate rădăcinile vieții. Copilul nostru, Radule, ca și firicelul de iarbă care s-a grăbit să răsară. Dacă m-ai urât o clipă, clipa aia n-a fost decât portița pe care și-o deschidea iubirea ca să răsbească din adânc. Și eu cred azi că frumosul există și crește oriunde, chiar și pe fundul urâtului. Da, da, Radule, sub noi era o comoară și n-o știam. În noaptea asta, Radule, sub temelia casei, am găsit o inimă. Pergamentul? Da, Radule, da. Am găsit inima tatii. Vezi? Bate încă biata inimă. Și uite, e caldă de credință. Ia, ascult-o. Atunci nu existam niciunul din noi. Și tata vorbește urmașului său. Uite. Aici vei găsi pusă temei casei, inima mea. Glasul ei să te ajungă peste timpuri, pe tine, urmașul sau urmașul urmașului meu.
Când o vei găsi printre ruine, să zidești mai departe, pe cărămida sub care vei descoperi gândul acesta al meu, așa cum pe piatra credinței s-a zidit Biserica Mântuitorului. Iar dacă îți muți casa, adaugă inima ta la temelia casei tale, cărămidă nouă lângă cea veche, făcând din inima ta temelie nouă pentru noua ta casă. Iar dacă rămâi pe câmp, sădește-ți inima acolo unde ai făcut popas, ca din ea să răsară copacul care să-ți fie acoperiș sub cerul liber. Și sub semnătură, Radule, 1906, în al 40-lea an de domnie a regelui ziditor Carol I. Vestul, Luciana. Lumea pare uneori că se reîntoarce la barbarie. Există un depozit de sensibilitate al omenirii, un filon câștigat pentru totdeauna, care își urmează drumul înainte. Ca acele râuri care dispar din când în când sub pământ, reapărând mai departe, fără să-și înceteze cursul. Da, Radule, nu mai are importanță că pentru un răstimp suntem toți ieșiți din aliniere. Cum a fost și casa noastră. Da, da. Dar înmulțește casa asta cu 10.000 și ai un oraș, cu 100.000 și ai o țară cu miliarde și ai un continent cu 100.000.000.000 și ai bobul ăsta de pământ care se învârtește în jurul soarelui. Și în bobul ăsta, Radule, sunt 1.000.000.000.000 de inimi înrădăcinate care biciuiesc cu bătaia lor veșnică deznădejdea trecătoare a lumii. Uite, dragul meu, peste tot ce a fost, a spus moșul, acum se întind ramurile dudului, vezi? Care a început să înverzească. Luciana, acum nu mai e nimic între inima tatălui tău și Dumnezeu. A obosit biata inimă în pământ. A ieșit la soare ca să o plantăm din nou. Da, Radule, glasul ei să te ajungă peste timpuri, pe tine, urmașul sau urmașul urmașului meu. Luciana. Domnul Mircea Ștefănescu are marele dar al construcției. Acțiunea crește ca un fenomen natural, ca o plantă. Intenția autorului dispare complet în dărătul ei și pe scenă nu se mai află decât o întâmplare omenească vie și adevărată, concludentă și plină de sens. Lucia Demetrius, în publicația BIS. Piesa domnului Mircea Ștefănescu, Casa cu două fete, va produce interes și comentarii. Acestea însă nu vor putea reduce valabilitatea operei, care rezidă în umanitatea sentimentelor ce întrețin interesul și în tehnica personală a autorului de a căuta în realitatea vieții elocvența fiecărei atitudini. Constant, Ziarul Universul. Sunt în Casa cu două fete scene și chiar acte întregi de o intensitate dramatică rarisimă, de o frumusețe sufletească desprinsă cu grijă de restul vieții și cu o maestrie pe care chiar un om al scrisului e nevoit să o constate cu mărturisit entuziasm. Ne, Papa Tanasiu, Drapelul. Drama de factură ibseniană, Casa cu două fete, a cărei acțiune se petrece cândva, în epoca de intermezzo dintre cele două războaie, s-a jucat pentru prima dată joi 21 martie 1946 pe scena Teatrului Comedia din București, condus de Sica Alexandrescu, în regia Marietei Sadova, cu Natasha Alexandra în rolul lui Mari, Eliza Petrechescu Luciana, Septimius Sever și Emil Bota Radu, George Marcovici Mihai, Marieta Sadova Elenca, Nina Diaconescu Anișoara.
Ovides Crohmălnicianu o considera poate cea mai bună piesă a lui Mircea Ștefănescu, în care autorul încearcă să surprindă ceva din debusolarea tinerei generații. Deruta este creată de o nerăbdare primejdioasă apărută prin dispariția casei ce reprezenta pentru cele două familii un fel de axă a lumii. Deși tenta sentimentală este evidentă, dramaturgul are abilitatea ca, prin răsturnarea de situații, psihologia personajelor principale să se schimbe, modificând treptat registrul dramatic. Două familii locuiesc într-o casă veche, tipică Bucureștiului interbelic. Simetria grupurilor, o mamă văduvă și doi copii în fiecare familie, se dezvoltă până la un punct prin simetria relațiilor umane și chiar a sentimentelor. Personajul cel mai complex este Luciana, licențiată în litere, care ilustrează expresiv contradicțiile sufletești, ezitările, răsfrângerile iluzorii, capacitatea de a-și atinge scopul, specifice psihologiei feminine pe fundalul, simbolic în final, al destrămării și distrugerii reperelor. Jucat astăzi, reținut de publicul larg printr-o singură piesă de mare succes, Micul Infern, Mircea Ștefănescu, 1898-1982, este un dramaturg de referință din perioada interbelică. Percepția critică asupra operei sale a oscilat de la aprecieri laudative în epocă la o anumită reticență astăzi, când unii îl consideră doar un dramaturg agreabil, e adevărat, posesor al unei remarcabile tehnici dramatice, având simțul replicii și știința piesei bine făcute. Evident, Mircea Ștefănescu este mai mult decât atât, putând fi comparat cu oricare dintre congenerii săi, fără a fi astfel dezavantajat. Profesionist al scenei, Mircea Ștefănescu fusese remarcat de Eugen Lovinescu, apreciat de Camil Petrescu și de alții. A excelat în comedia de salon cu efecte melodramatice, dar este și autorul unor drame care nu sunt deloc neglijabile. Veste bună, dramă ipseniană, apreciată în mod deosebit de Eugen Lovinescu și distinsă cu Premiul Teatrului Național din București, unde a fost pusă în scenă în 24 februarie 1936, Acolo departe, roman dramatic, 1939, sau Ave Maria, 1947. Născut la 11 aprilie 1898 în București, autorul Căruței cu paiațe a debutat cu proză în revista Cuvântul Liber în 1920, iar în 1924 îi se joacă la Brăila Roba albă, scrisă în colaborare cu cronicarul dramatic I. Lazaroneanu. Prima piesă importantă a lui Mircea Ștefănescu, Comedia Zorilor, montată la Teatrul Maria Ventura la 6 februarie 1931, regia și decorul semnate de Victor Ion Popa cu Maria Mohor, Coco Danielescu, Florin Scărlătescu, Jules Cazaban, surprinde cu finețe, după cum s-a spus, iraționalitatea vieții sentimentale, schițând un tip de personaj care se va dezvolta original în creația sa, în care tema iluziei este predominantă. Importantă în evoluția dramaturgului este Comedia Zorilor, căci aici apare o primă schiță a Secăturii, poet mai curând în viață decât în artă, care reprezintă cel mai original personaj lansat de acest teatru. Cu mijloace specifice comediei se prefigurează un portret al artistului tânăr care își modelează existența într-un mod estetic, folosind în mod sistematic visul ca un corectiv al realității și îndepărtând astfel fiorul vulgar al vieții. O deplină materializare a temei vieții ca vis și simultan a visului ca viață se realizează în comedia Vis de secătură. Dudu Zanfirescu, secătura fără domiciliu stabil și care are ca imn personal balada Chiriașului grăbit a lui George Topârceanu, este un poet și un boier al Mahalalei, ce își poartă consecvent standardul eroicomic al condiției sale. Scrie Ion Vartic în Dicționarul Scriitorilor Români 2002. Vlad, urc 5 etaje să te văd și de câteva minute nu scoți o vorbă. Mă las să ascult aria asta tristă. Pune ceva vesel. Ești sentimental? Și eu? În secolul 20? Mai clar, ești îndrăgostit? De cine, Vlad? Vrei să spun? Nu, am glumit.
Dacă nu mă aștept de glumă, poate să spune. Glumă mă descurajează. Ei, hai, curaj! Adevărul e, să știi că... Da? Voiam să spun într-o zi. Cum, Vlad? Serios? Îndrăgostit? Eu ți-aș putea spune chiar acum. Iubești, dragul meu. Nu, mami. Am glumit. Și aveai aerul atât de sincer. Mă prefac atât de bine uneori. Hai, Vlad, hai, suntem buni prieteni, suntem colegi. Mie poți să-mi spui ca și unui băiat. Hai, hai, toarnă-ți focul. Pe cine iubești, Vlad? Pe mine. Pe mine? Cum? Ce ai spus? Repet ce ai spus tu, pe mine. Mai departe? M-ai înțeles? Ba da, am înțeles că te iubești pe tine. Da, pe tine. Repet și tu ce am spus eu? Da, repet ce ai spus tu. Și iată un capitol misterios pe care nu-l putem lămuri. Lasă că îmi spui tu altă dată, Vlade. Mi-e teamă că nu o să-ți mai spun niciodată. Bine, bine, vedem noi, dar acum ascultă. A trecut pe la tine vreunul din prietenii tăi, Radu sau Puiu? Nu. Ei, au să treacă. De ce? I-am întâlnit azi dimineață și i-am invitat diseară la mine la masă. O să vină cu tine. Fiindcă ești însă hahalere, ca și tine, am trecut să te invit personal. Ce? Ce ai, Vlad? De ce taci? Nu viu de seară. De ce? Sunt indispus. Mi-e teamă să nu îi indispun și pe ceilalți. E numai lume cunoscută, afară de... Nu te supăra, mami, dar nu... Ai, nu fi antipatic. Uite, mai am o atracție special pentru tine. Un vin minunat din 1917, 5 ani vechime. Nu mai beau, mami. Nu mai bei? Ai un termometru? Nu glumesc. Nici eu, trebuie să văd câte grade ai. M-am schimbat foarte mult în ultimul timp. E, mami, foarte frumoasă hotărârea ta, dragule. Dar ia-o de mâine. De mâine mă încui în casă, nu mai vreau să văd pe nimeni. Nici pe mine? Câtva timp. Va să zic că domnul se izolează. Când sunt atâtea fete frumoase pe lumea asta, Vlade. Mami, crede-mă că un om are altceva mai bun de făcut decât să-și treacă viața visând la o femeie. Cred că mai mult câștig încuindu-mă în casă și începând altă viață. Nu crezi că o poți începe și în aer liber? Râs tu, dar dacă aș putea scrie în aer liber? Vrei să scrii? E și timpul să termin odată atâtea lucruri începute. Romanul. Mami, întâi romanul, da. Dragă Vlad, dacă ține-o bine minte ce mi-ai povestit, romanul tău se petrece în anul 2000, nu? Exact. Atunci de ce să te grăbești? Suntem abia în anul 1922. Mai avem aproape 80 de ani până atunci. Ai un pic de încredere în mine. Ce vrei, Vlad? Ce vrei? Întâi scrie. Trebuie să-ți faci tu o situație. Ți-ai ales cariera asta. Fă-o. Mâine, poi mâine o să vrei să te însori. Ce o să-i oferi tu fetei pe care iubi-o? Mi-ai spus de mai multe ori că vrei să te vezi la casa ta. O casă albă, nouă. Scrie. Aș scrie dacă aș găsi în mine îndemnul pe care îl caut în viață și nu-l găsesc. O femeie? Da, mami, o femeie care să-mi spună cum ai spus tu acum. Scrie. Mă crezi un singur moment că pot fi și eu serios? În ziua în care vei găsi o femeie. Dar e atât de greu? Trebuie să crezi în femeie ca să o poți găsi. Cred. Atunci caut-o. Unde aș putea o găsi? De cele mai multe ori ajunge să-ți arunci ochii în jurul tău. Dacă n-ai curaj să citești în ochii pe care îi întâlnești. În viață, Vlad, trebuie să ai curaj. Da, da, dacă n-ai? Dacă n-ai, ochii pe care îi privești se întorc de la tine. Și atunci? Trebuie să cauți alții, Vlad. Mircea Ștefănescu a fost catalogat oarecum în grabă drept autor de teatru bulevardier prin subiectele multora dintre piesele sale interbelice, dar și datorită accesibilității sale directe la publicul larg. Aceasta datorită mai ales contextului specific primelor decenii ale secolului al XX-lea. Fenomenul nu era însă caracteristic numai teatrului românesc, teatru bulevardier de factură franceză, jucându-se în egală măsură la Roma, la Berlin, la Londra sau Viena. Eticheta este ușor de demontat, după cum susține și criticul Mircea Ghițulescu.
Înaintea oricărui comentariu privind opera dramatică a lui Mircea Ștefănescu, întrebarea pe care mi-o pun este de ce nu se mai joacă în teatre Comedia Zorilor, Veste Bună, Vis de Secătură, Casa cu două fete sau Micul Infern. Pentru că, dincolo de alte calități ale scrisului său, Mircea Ștefănescu este printre puțini autori dramatici români care scriau pentru plăcerea publicului și nu pentru cine știe ce ideologii militante, metafizice sau sociale. Era renumit și numit în presa dintre cele două războaie mondiale Marcel Achard al României și era comparat cu Sacha Guitry, doi dintre cei mai mari autori francezi de vodeviluri. Un motto de o simplitate cuceritoare te introduce în țesătura simplă și eficientă a primului său succes de public, Comedia Zorilor. Un băiat iubea o fată. Într-un volum masiv de amintiri, intitulat Un dramaturg își amintește, Mircea Ștefănescu relatează o anecdotă despre Caragiale. Un tânăr autor îi mărturisește lui Caragiale că are un subiect senzațional. Care, ar fi întrebat maestrul? Un băiat iubea o fată, începe tânărul să povestească. E foarte bun, îl întrerupe Caragiale, dar nu te-ai apucat să-l scrii, că îl strici. În ceea ce îl privește, Mircea Ștefănescu nu numai că nu a stricat subiectul, dar a construit un jeu d'amour extrem de fin, bazat pe amânarea progresivă a momentului declarației de dragoste. Adolescenții Vlad, Puiu și Radu o iubesc în taină pe Mami, de la francezul Mami, dar ea va închide jocul măritându-se cu un om așezat. Rănile din dragoste ale adolescenței se cicatrizează ușor, ne consolează autorul. Tentativa declarației de dragoste a lui Vlad, scrisă în replici scurte și monosilabice, dar nefinalizată, creează pagini memorabile. Teatrul va rămâne pentru Mircea Ștefănescu un asemenea joc de viață, cum spunea undeva, un joc în care autorul, la oaltă cu personajele sale, se angajează fără crispări, dar cu o laconică gravitate. Drama lui Vlad, părăsit de fata pe care o iubea și de care încercase să se apropie cu mii de precauții, poate părea comună, dar este o autentică drama formării, care este împinsă până la marginea, dar nu în interiorul sentimentalismului. Comedia sentimentală, sectorul cel mai bine reprezentat în opera lui Mircea Ștefănescu, este din păcate o sursă uitată pentru repertoriile de consum ale teatrului românești. Daniela sau Rețeta Fericirii reia jocul cu mărturisirea amânată din Comedia Zorilor sub forma unui alt joc, jocul cedării, pretextând o actualizare a Femeii îndărătnice sau a Scorpiei îmbrânzite a lui Shakespeare. Autorul inventează infinite trucuri prin care cei doi parteneri urmăresc să-și asigure superioritatea față de celălalt. Astfel, bărbatul este eroul unei victorii extrem de muncite în bătălia pentru noaptea nunții. În Vis de Secătură, soțul înșelat, Manol Ionescu, este atât de amabil și îndatoritor, încât îi provoacă remușcări lui Dudu, care beneficiază de înclinațiile bovarice ale soției lui Manole. În asemenea subiecte, tratate de scriitorii contemporani cu deosebită brutalitate, Mircea Ștefănescu știe să adauge totdeauna o anumită calitate a sentimentelor care înfrumusețează subiectul. Dudu o cucerește pe soția lui Manole, dar o face cu imaginație, poezie și generozitate. De mare circulație în repertorii s-a bucurat până în 1990 Comedia conjugală Micul Infern, o epopee comică a căsniciei, un roman teatral al vieții de familie ce acoperă un interval de 4 decenii de la căsătorie la senectutea nostalgiilor în doi. Nu lipsește de aici nici soacra din atâtea comedii ale epocii, mare amatoare de buclucuri sentimentale pe care le experimentează de preferință în propria familie. Micul Infern este o altă rețetă a fericirii, fericirea conjugală posibilă în afara oricărui vis de secătură prin acceptarea unui mic infern casnic, onest și tandru. Opera dramatică a lui Mircea Ștefănescu, mult mai complexă decât ar părea în aceste cuvinte evocatoare, cuprinde drame propriu-zise, mari evocări istorice ale începuturilor teatrului românesc, cum ar fi Căruța cu paiațe sau Rapsodia țiganilor, portrete dramatizate dedicate lui Alexandrii Creangă Caragiale. Dacă ne-am oprit asupra comediilor sentimentale, este, repetăm, pentru a atrage atenția teatrelor asupra unor surse repertoriale insuficient explorate. Profesionist al teatrului ca puțin alții, Mircea Ștefănescu ne cheamă de fiecare dată în lumea bunelor sentimente, mereu mai îndepărtate de sinceritatea grosolană a vremii noastre. Când autorul spune actorilor, hai să vă arăt un joc nou, când actorii își spun între ei, hai să jucăm, când spectatorii își spun, hai să vedem ce joacă,
Nu vi se pare că teatrul nu e mai mult decât un loc de joacă pe care ne jucăm de-a viața? Atunci, de ce căutați logica piesei în loc să căutați logica spectacolului? Mircea Ștefănescu. Așadar, precizează Mihai Gafița în prefața volumului de teatru din 1959, să nu căutăm în piesele lui Mircea Ștefănescu, anterioare lui 1948, prea adânc și prea departe implicații sociale. Implicațiile mai adânci, autorul le va căuta el însuși în domeniul sufletului omenesc. Dar și acestea rezolvate prin probleme de tehnică teatrală, sau dacă nu, prin aceste probleme, atunci, în orice caz, odată cu ele, în cadrul lor. Mircea Ștefănescu s-a preocupat să fie un înnoitor în tehnica teatrală. Un înnoitor nu în general și mai puțin teoretic, cât un practician al scenei. Mircea Ștefănescu a fost un scriitor cu mare succes la public, ceea ce îi poate face pe unii să-l clasifice greșit în rândul autorilor unui teatru lipsit de profunzime. Când a fost publicată în colecția Biblioteca Teatrului Comedia, în anul premierei 1946, Casa cu două fete ajunsese la 100 de spectacole. Micul Infern, montat în 1948, s-a jucat apoi o lungă perioadă la Teatrul Notara, într-un spectacol în care strălucea Silvia Dumitrescu Timică, în rolul soacrei, alături de Ion Dichiseanu, Lucia Mureșan, Ștefan Radov. Pentru Silvia Dumitrescu Timică, acest spectacol a reprezentat și o performanță de longevitate. De un mare succes a bucurat romanul dramatic Acolo, departe, la Sala Studio a Teatrului Național din București, premiera în 13 martie 1939, în regia lui Ion Shahighian, cu Costache Antoniu, Alexandru Critico, Nicolae Bălțățeanu, Ion Manu. Mihail Sebastian spunea că piesa are o voită expunere epică, pe scenă ajungând doar ecourile dramei. Nu la Ibsen, sau nu numai la Ibsen ar trebui să ne gândim în cazul acestei piese căutându-i înrudirile, ci la acea generală expiere a unei vin tragice, care urmărește eroii începând din teatrul tragic antic și până la drama modernă. Un destin apasă asupra tuturor, realizați și nerealizați în idealurile lor, și doboară pe rând. Izvorul acestei vini, al acestui fatal destin, pare a fi, în Acolo departe, dorul de plecare, de schimbare, continua căutare și vaga nemulțumire care caracterizează pe eroii principali, scrie Mihai Gafița. Ce rețea de întâmplări crude, barbune, ce urzeală haina destinului. Eu nu vă telegrafiez ca să vă fac o surpriză. E și ironic destinul. Telegrama voastră mă caută din adresă în adresă, se întoarce în țară. Nu mai morminte în urma mea. Pompei, tata, Ioana. Și asta ca să fac un biet pas în viață. Când ai terminat portretul ăsta al tatei? În ultimele lui zile. Așa era tata? Atât de bătrân? Am de impresia că a murit acum 3 ani și jumătate. L-am altfel în minte. Uite, îl văd și nu-l cunosc. A mai trăit omul ăsta dincolo de chipul pe care mi l-a lăsat mie în amintire? Să nu știi cum a fost tatăl tău până în ultima clipă. Toți au murit pentru mine atunci când m-am despărțit de ei, dar abia acum îmi dau seama. Ce pedeapsă cumplită. Doamne, Doamne, cum am putut să mă îndepărtez de ei? Și după el, Ioana. De ce nu m-a așteptat? De ce nu m-a așteptat? Ți-a spus că te așteaptă până îi vei face un semn. Un semn? Nu ți-a spus așa? Stai, zi-mi tot cum a fost. Lasă acum. Hai, te rog. A rămas aici Silviule, singură. Era o noapte de viscol. Ea dormea aici, eu am o odaie în oraș. Îi tradusesem romanul tău. Și? A doua zi în zori am găsit-o jos în fața ferestrei deschise, acoperită de zăpadă care năvălise în casă.
Era cu pietul gol. Așa cum era scris, așa ca în carte. Așa cum era scris, Silviule. Nu era încă moartă, dar... dar a făcut 40 de grade și până seara... Am omorât-o pe Ioana. Liniște-și. Am omorât-o pe Ioana. Îmi urăsc cartea asta pentru care mi-am părăsit țara. Floare galbenă, așa i-a spus Ioana. Floare rea, barbule, floare de mormânt. A cerut viața ei, a smuls rădăcinile ei ca să răsară. Mi-a văzut tata cartea? A, da, da. A murit, în păcat, Silviule. Începusem să citesc. A adormit. Așa a murit. Da. Voia să-i o traduc toată. Am tradus-o Ioanei. Era nerăbdătoare. Să-și cunoască sfârșitul. A trăit finalul așa cum l-ai gândit tu. Nu, povestea nu se terminase. Povestea noastră. Când scriam, închipuiam o mulțime de finaluri. Cel mai nimerit mi s-a părut ăsta, pentru că toate iubirile mari sunt povești triste, cu deznodăminte tragice. Silviule, Silviule, trebuia să se împlinească un destin în povestea asta. Ioana a înțeles. Tu ai fost destinul ei. Se spune că iubirile mari există numai în cărți. Dar Ioana a luat această iubire mare din carte și a transplantat-o în viață. Da. Tu ai inventat finalul pentru a împlini destinul unei cărți. Ea l-a trăit pentru a împlini destinul vieții, pentru a-și împlini propriul ei destin. Barbule, mă gândesc ce dreaptă ar fi fost viața dacă în lipsa mea ar fi împins-o pe Ioana în brațele tale. Tu, da, tu ai fi meritat-o. Nu, Silviule, nu se putea. Pentru că mi-a spus nene Iancu să știi că în inima Ioanei nu încape decât o singură viață. Construcție iscusită, ciclică, nelipsită iarăși de o ironie indulgentă, subțire, vădește și comedia Micul Infern, unde o căsnicie înfățișată succesiv în anii 1908, 1938 și 1948. Hazul rezultă din repetiția situațiilor la vârste diferite. De fiecare dată, dezvăluirea vicisitudinilor vieții conjugale, Micul Infern, îndepărtează pe tulburătorii ei și salvează cuplul. Ovid S. Crohmălnicianu, literatura română între cele două războaie mondiale. Vă era dor de mine? Poftim. Unde să scriu? Poftim. Dar ce făceați aici singur? Și cum ai vrea dumneata să stăm dacă nu singur? Sau mai limpede, mă poftesc să te caut pe dincolo. Ei, n-a zis așa, mamă. Crezi că de-aia mai luat? Ca să mă ții izolată? Da, poate am și eu un secret cu nevastă mea. Secrete față de soacră nu există. Mai ales când ai una tânără ca mine, care dacă nu ți era mamă prin alianță, puteam să-ți fiu nevastă. Nu era niciun secret, mamă, discutam despre demisie. Nu se aprobă! Ah, bine, dacă asta e rezoluția dumitale, domnule. Asta e, capitane. Ți-am dat fata deși n-ai vrut să treci la arma mea. La cavalerie. Și crezi că nu o să-i stea bine să fie nevastă de avocat? Nu-i stă bine decât în uniformă. Auzi, la vârsta asta să te înscrii la facultate. Nu, dragă băiete, nu mi-am dat fata după un student. Ea trebuie să ducă gradele mai departe în familia mea, în care toți au avansat. Dacă nu fiecare în parte, în orice caz, unul după altul. Bunicul a fost parucic. Tata, capitan, bărbatul meu major. Iar eu țin ca de azi înainte să nu se mai amestece nimeni în casa mea. Ai putea să-mi spui și mie cine se amestecă în casa dumitale? Cine? Mai întreb cine? Afară de mine, bineînțeles. Păi întâi dumneata. Și al doilea?
oricine intră pe ușă. De pildă cine? De pildă. De pildă cine a sunat? Sandule, Sandule, ai început să ai idei fixe, dragă. Intră! E domnul doctor. Poftim, agenda familiei. E băiat potolit. Ce-i cu el? Oftează prea mult. Să rămână cu Ana Eleonora. A, Cornele, mamă. Hai, doctore. Hai, doctore, dă-i drumul. La ce? Păi, n-ai venit să-mi spui să nu demisionez? Doamne. Nu ofta. N-am venit pentru asta. Lasă-mi-l, domnule, că am să-l întreb ceva. Sandule, te rog, termina, dragă. Cornel, mamă, mă doare aici în stânga. Ai avut apendicită? Nu. Atunci nu e apendicită. E sigur? Da, pentru că apendicele e în dreapta. Aici? Te mai doare? Vai, cu vorba mi-ai luat-o, maică. Spune-i să nu demisioneze. Crezi că o să mă asculte pe mine? Nu, dar vreau să le enervez. N-am venit pentru demisie, dar dacă mă întrebi... Poftim, nu te întreb. Zi, Cornel. Sunt dator să-ți răspund că nu există nedreptate care să nu fie reparată într-o zi. Ei, uite, ca să vă închid o dată gură la toți, poftim. Vă dau cuvântul meu de onoare că demisionez. Așa? Urmarea o știi? Adio! Numai tu ai provocat, Cornel. Eu? Dar eu venisem să vă felicit. Uitați aici în agenda. Bag agenda în buzunar că ți-o arunc pe fereastră. Nici n-am nevoie de ea, domnule. Simplă obișnuință. Azi e 30 martie 1908. Nu mai pot eu dacă e 30 martie. Da, și ce dacă e 30 martie? Stai. Oftat. Viorico. Și ce, domnule, dacă e 30 martie 1908? E că împlinesc astăzi 5 ani de la căsătorie. 5 ani, mamă, ce ne urezi! Mulțumesc, Cornel, că ne-ai adus aminte. N-ai pentru ce, Viorica. Da, are, Cornele. Noi am ajuns atât de mult să nu mai fim singuri aici, încât până și aniversările fericite trebuie să ne le amintească cineva din afară. Ce facem astă seară? Vrei să fim numai noi doi? Da. Mergem undeva, mergem la Flora. Bravo, bravo! Secrete mai aveți acolo? Ce? Astă seară petrec cu Sand între patru ochi. Mergem la Flora. Ei, nu vă supărați, nu? Gata? Mă și duc să vă îmbrac. De ce râzi, mama? Uite așa, uite așa. Oricine ar fi Viorico, noi plecăm imediat. Sigur că da. E domnul locotenent Magropol. Poftim. Să poftească. Am înțeles. Viorico, îi scurtezi vizita cât poți. Sigur că da, eu am plecat. Unde te duci, Viorico? S-o fi dus și ea să se pudreze puțin. Și dumneata, mama soacră, unde te duci? Nu știi că roșiorii sunt slăbiciunea mea? Mă duc și eu să mă pudrez. Da. Abonare! Bună seara, Mavropol! Ce mai faci? Te rog, ia loc. Mersi. Salut, doctore. Am onoarea. Ce mai face domnița? Tocmai ne pregăteam să ieșim. Da, vreo sindrofie? Da. Și cum v-ați mai distrat, domnule capitan? Nimic deosebit. Serviciu. A ta, domnule doctor? Nimic deosebit, serviciu. Ce plăcere, domnule! Sărbători și se le dă în arbore. Dar mi se pare că m-am deranjat. Dumneata, niciodată, vai! Bonjour, Kiki! Sărut dreapta, domniță. Ce mai nou? Fără de rochia aceasta care este un... adevărat deliciu. Îți place, serios? Pe cuvântul meu. Ești foarte drăguț, acum am pus-o prima oară. Ce spui, Sandule? E rochea cea nouă? Dar tu nu vezi. Da, îți vine bine. Cum? Nu bine, domnule, splendid vine. Fericița aceea pentru care o inaugurați în această seară. Am pus-o pentru aniversare. Dintre piesele cu caracter de evocare, unele de factură istorică precum Cuza Vodă 1959 sau chiar Rapsodia Țiganilor 1948, Procesul domnului Caragiale 1962, Un păcat de povestariu 1963 despre Ion Creangă, Eminescu 1964, cea mai reușită este Căruța cu paiațe sau Matei Milo, pusă în scenă de Sica Alexandrescu la Naționalul Bucureștean la 9 mai 1953 cu Marcel Anghelescu, Emil Bota, Alexandru Giugaru, Nichi Atanasiu, Gheti Mică, Radu Berigan, Cela Dima, cu preludii muzicale de Paul Constantinescu. Actrița Simona Bondoc. L-am cunoscut în momentul în care am intrat în spectacolul pus de Mihai Berechet, Căruța cu paiațe. Deși, bineînțeles că îl știam mai de mult și îl admiram și văzusem spectacolele cu piesele lui, atunci am avut prilejul să joc unul dintre rolurile principale ale piesei, Pulcheria,
Cu foarte mulți ani în urmă, văzusem acest spectacol pus în scenă de maestrul Sic Alexandrescu, un mare prieten al lui Mircea Ștefănescu, la Teatru Comedia. M-a stat la Majestic de acum. Era un spectacol extraordinar. Eu eram studentă sus la galerie, am văzut un spectacol cu niște actori minunați: Marcel Angelescu, Giugaru, Silvia Dumitrescu, Timică, Emil Bota, Marieta Deculescu. Era ceva minunat. Și după 10 de ani aproape, când Mihai Berechet mi-a propus rolul, am fost foarte fericită să-l joc, pentru că iubesc teatrul lui Mircea Ștefănescu. Și vreau să vă spun că, în mod special, el a scris pentru actori. Bădie, ce-i, Mihail? Dă-mi voie să te sărut și să-ți spun că toată viața, toată viața, dumneata ai avut dreptate. Nu, nu eu, nu numai eu. Hei, mi-aduc aminte că în clipa când am avut mai multă dreptate, atunci la ieși, noi toți am fost împreună, noi și scriitori. Astăzi am retrăit seara aceea. Ai fost învinuit de mulți și de mine, bădie, că ai jucat multe naivități. Dar iată, acest tânăr Caragiale e în parte produsul naivităților pe care le-ai jucat dumneata o viață întreagă. Da, fiecare țară trebuie să-și făurească teatrul ei de la început, cu mijloace proprii. Putem sări treptele civilizațiunii, dar dacă nu simțim pământul nostru la temelia scării... Da, tata, oare la temelia acestui teatru nu e și lupta noastră de-a mult 30 de ani? Dacă n-am fi făcut decât atâta și... Da, hai, hai, amu, duceți-vă, duceți-vă. Noapte bună, noapte bună. Bună seara. Hai, hai, Ioniță, du-te, ia-ți fetița și felicit-o și sărut-o din partea mea. O să-i vorbesc și eu, poate că mâine. Noapte bună, bădie. Te sui pe scenă, bădie, la ora asta? Du-te, du-te, Frusino, du-te, draga mea, du-te. Noapte bună, bădie, noapte bună, dragul meu. Pui de teatru românesc, ți-ai adunat în sfârșit clipile și ți-au crescut aripile. Vorbeați singur, bădie? Toți bătrânii vorbesc singur, Niță. V-am adus pelerina și pălăria. Bine, Niță, bine. Nu fiți trist, bădie. Trist? Din potrivă, Niță. Mi se umple inima de bucuria zilelor ce vor veni, când teatrul va fi în adevăr a celor mulți. Copiii ceștia și urmașii lor vor fi mai fericiți decât noi. Li se va părea de necrezut că un Costache Caragiale a putut să moară funcționar, lăsând pe urma lui alături de o bibliotecă plină și de o viață închinată teatrului, 4 lei și o cămașă. Li se vor părea o poveste, chervanele noastre prăfuite. Vor înțelege oare că pe aieste căruțe cu paiațe o pornit teatrul românesc?
Marie-Claire Ștefănescu, soția scriitorului. Când mă plec peste trecutul meu și le privesc în față pe fica mea Daniela și pe nepoatele mele, îmi zic: nimeni și nimic nu ne poate lua acest imens noroc cu care ne-am născut. Eu să fiu nevasta lui Mircea Ștefănescu și ele să-l aibă tată și bunic. Ne-a iubit și s-a purtat mai pomenit în căminul nostru, fiindcă precis socotea casa ca o patrie mică. Și el a fost un patriot născut și a dovedit patriotismul încă de când era elev de liceu și gata să-și dea viața, s-a înscris voluntar și a plecat să se bată pe front, de unde la sfârșitul războiului pentru reîntregirea neamului s-a întors în 1918 sub locotenent. Tot din dragostea lui pentru țară, în plină tinerețe, împreună cu Tudor Cușatescu, Victor Ion Popa, frații Chirițescu, a luptat pentru biruința unui teatru românesc împotriva teatrului bulevardier la modă atunci și a ieșit învingător puiul de teatru românesc căruia i-au crescut aripile, cum o spune Bădia, personajul principal din Căruța cu paiațe, căci de pe acele căruțe cu paiațe a pornit teatrul românesc. În genere, teatrul domnului Mircea Ștefănescu poartă o caracteristică aproape singulară. Nu are replici de prisos. De fiecare din ele atârnă greutatea unui gând, valoarea unei cugetări sau a unui răspicat adevăr. Mihai Zira, Poporul. Mircea Ștefănescu, Viața ca o iluzie. În această emisiune ați ascultat în premieră un fragment din Casa cu două fete. Au interpretat Delia Nartea, Luciana, Mihai din Vale, Radu, Dan Condurache, Mihai, Claudiu Istodor, Zidarul. Ați mai ascultat fragmente din Comedia Zorilor cu Emil Hosu, Vlad, Valeria Seciu, Mami, regie artistică Paul Stratilat, 1974. Acolo departe, în distribuție Emil Hosu, Silviu, Virgil Ogășanu, Barbu, în regia lui Constantin Moruzan, 1973. Micul Infern cu Silvia Dumitrescu Timică, Elena Arbore, Lucia Mureșan, Viorica, Ion Dichiseanu, Sandu, Ștefan Radov, Cornel, regia Mihai Berechet și Dan Puican, 1987. Căruța cu paiațe cu Ștefan Dâncinescu, Bădia, Ion Schimbinski, Mihail, Rela Ghițescu, Frusina, George Popovici, Ioniță, de la Teatrul Național din Iași, regie artistică Neal Toscani și Mihai Zira, 1962. Lectura citatelor, Cătălin Rusu. Regia de montaj, Marilena Barabaș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Clasicii